După foarte mulți ani, CFR Călători achiziționează noi uniforme pentru salariații în contact cu publicul călător, șef de tren, conductor, însoțitor de vagon de dormit, casier, personalul de la informații, șef tură comercial, instructor stație, șef stație și alții. Personalul va purta noua ținută începând de luni 11 ianuarie, în culorile bleu maren, bleu și vișiniu. Aproximativ 4.000 de angajați vor beneficia de uniformă de iarnă și de vară. Consiliul Național al Audiovizualului cere grupului de comunicare strategică să subtitreze în limbile minorităților naționale, plus limbajul mimico-gestual, spoturile de interes public aferente campaniei de informare privind vaccinarea împotriva COVID-19 în România. Propunerea a fost făcută cu precădere pentru subtitrarea în limba maghiară, limbile romani și rusă. Pentru mulți români, azi este Crăciunul. Este vorba despre creștinii ortodoxi de rit vechi ce sărbătoresc nașterea Domnului după calendarul iulian, decalat cu 13 zile față de calendarul oficial. În prezent există biserici ortodoxe care folosesc calendarul iulian neîndreptat. Printre acestea se numără Patriarhia Ierusalimului, Biserica Rusă, Biserica Sârbă și mănăstirile din Sfântul Munte Atos, cu excepția Vatopedului. Biserica Ortodoxă Română a trecut la noul calendar pe 1 octombrie 1924. Declarația unică va avea un nou formular în 2021 și un termen extins pentru depunerea la ANAF. Potrivit unui proiect de ordin al ANAF, formularul declarației unice va fi actualizat cu secțiuni dedicate beneficiarilor de drepturi de autor, avocaților și profesioniștilor care au primit indemnizație de șomaj tehnic pe perioada pandemiei de COVID-19 și care vor plăti impozit CAS și CASS pentru sumele încasate de la stat. De asemenea, termenul de trimitere la fisc a declarației unice privind veniturile estimate în 2021 și veniturile realizate în 2020 va fi extins până la 25 mai. Comisia Europeană a confirmat că engleza rămâne o limbă oficială a Uniunii Europene în 2021, după 1 ianuarie, când a avut loc Brexitul. Engleza are acest statut încă din 1973. În timp ce Regatul Unit era singura țară din Uniune care dădea engleza ca limbă oficială, alte state membre o foloseau cu regularitate și nominalizaseră alta ca limbă oficială a Uniunii. Pe pagina de internet oficială a Uniunii Europene, blocul reiterează din nou că și după retragerea Regatului Unit din Uniune, engleza rămâne una din limbile oficiale din Irlanda și Malta.